Primarul general interimar al capitalei vrea ca problema agresiunii asupra copiilor în grădinițe și școli să fie rezolvată. Potrivit acestuia, de vină ar fi nu doar ajutorul de educator de la grădinița numărul 185 din capitală, ci și educatorul sau chiar directorul instituției. La mine ajung cazuri, au ajuns semnale că nu doar copiii sunt abuzați psihologic, dar și educatorii și ajutorii de educatori, de către directorii de instituții. Și vreau să știu statistica pe astfel de cazuri, ce se întâmplă. Pentru că eu nu cred că cel mai vinovat în la 185 se face ajutorul de educator, de exemplu. Nu cred. Că doamna a scris cereri de eliberare? Bine. Dar educatorul unde era? Cu ce se ocupa educatorul în cazul dat? Care era prezent? La directorul instituției, care e responsabilitatea? Că la ea în instituție se întâmplă astfel de cazuri? Și eu sunt mai mult ca sigur că nu este prima dată când se întâmplă astfel de cazuri. Și eu regret foarte mult că părinții trebuie să recurgă la astfel de metode. Problema este una generală, afirmă șefa Direcției Educație, care spune că criteriul de selectare a educatorilor este unul netransparent. Cadrul respectiv despre care este vorba, că a aplicat violență, este un cadru nedidactic, care nu este angajat prin concurs, nu are o pregătire referitor la comportamentul față de copii. Ne-am dorit foarte mult ca acești angajați să fie selectați și să fie cei care au dragoste pentru copii. Amintim că săptămâna trecută o femeie a publicat pe o rețea socială o înregistrare audio în care o dădacă de la grădinița numărul 185 le vorbește urât copiilor și chiar abuzează fizic de aceștia. Măi, închide gura! Închide gura! Te mărmeam să-ți bori cu racheta! Ulterior, dacă așa da demisia. Pe marginea acestui caz s-au autosesizat atât responsabilii din cadrul Direcției de Educație, cât și cei din cadrul Poliției Capitalei.